Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Tudorel Toader se apără după mai multe recidive ale deținuților eliberați în baza recursului compensatoriu. Ministrul spune că nu a fost de acord cu modificările legii, deoarece nu a fost luat în considerare studiul de impact făcut de administrația penitenciarelor. Un tânăr din Bihor este acuzat de omor după ce a înjunghiat o femeie care parcase în fața casei lui. A lovit-o cu un cuțit în gât și în piept, iar victima și-a pierdut viața. Peste 13.000 de Daci Logan, Logi și Docker sunt rechemate în serviciu de către companie. De vină este airbag-ul pentru șofer, care ar putea să nu funcționeze așa cum trebuie. ANPC a pus în discuție publică un proiect care completează legislația în domeniu. Printre prevederi se numără introducerea conceptului de mystery shopping, agenți sub acoperire care cercetează modul în care este respectată legea. Volkswagen și Ford urmează să anunțe în zilele următoare o alianță care privește, pentru început, vehiculele comerciale. Alianța va fi cel mai probabil extinsă în dezvoltarea mașinilor electrice autonome. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră sunt oferite de agenția Mediafax.